Salutare pasionați de motofierăstraie. Astăzi o să vă prezint un motofierăstrău achiziționat în ultima perioadă. Eu am dat comandă pe OLX despre acest model și am dat comandă cu deschidere colet, așa că l-am deschis înaintea voastră. Îmi pare rău. Ca să văd ce conține coletul, într-adevăr, că e o sumă frumoșică de bani. Și pe lângă acest motoferăstrău am mai achiziționat și o geantă de transport pentru el și încă o pereche de gheare, adică gheara interioară și a exterioară. O să vedeți pe parcurs despre ce este vorba și sper să vă și placă. Haideți să vedem despre ce motoferăstrău este vorba. Aici avem cutia în care vine ambalată și despre model. Este acesta, MS462, nu este CEU, este 462-ul, cu carburator normal. De pe OLX am luat-o un pic mai ieftin față de cel cu carburator electronic. Nu știu prea multe să vă spun de diferența între cel electronic și cel normal. Așa că haideți să vedeți și voi. Am dat comandă cu lamă de 4.5. Cu lama este cea de la Rolomatic E, nu este din gama Profi, dar eu sunt mulțumit. Deci avem lama, avem teaca de protecție, avem manualul cu toate instrucțiunile când vreți să achiziționați un motoferăstrău. Aici avem punga cu cheia, un imbus și o șurubelniță. Hai să o deschidem. Aceasta este șurubelnița. Acesta este imbusul. Și aceasta este cheia. Așa. Restul vine la gunoi. Aici avem motoferăstrăul. Aici avem lanțul. Cartonul nu ne mai trebuie. Acesta este motoferăstrăul MS462 din luna 11-2020, cel cu carburator normal. După cum vedeți, gheara de doborâre, cea interioară, doar cu astea fine. Normal, la modelele profesionale ar trebui să vină și cu gheara exterioară. Dar am comandat pentru gheara exterioară pentru MS661. Am modificat-o. Am primit acest pont de la Popa Ramiro, îl găsiți pe YouTube. Și le-am modificat un pic cu Dremelul și se potrivesc foarte bine. O să vedeți că o să începem să le schimbăm. Cea veche, cea nouă, adică e nouă, dar e micuță, cu celelalte, gheara interioară și cea exterioară. Și înainte să începem cu ghearele, lăsăm deoparte drujbița
aici o să vă prezint și geanta de transport, tot de la Stihl, originală. După cum vedeți, are aici un buzunar pe lateral. Și partea aceasta, unde vine băgată motofieră strău, cu o lamă de maxim 45. Așa arată pe interior. Am luat-o din Germania. Am luat-o la super preț. Este nou, dar l-am la a doua, pentru că tipul a luat-o din de la magazinul de la Stihl și nu a folosit-o. Și am luat-o la jumătate de preț față de cel oferit de Stihl în magazin. Haideți să dăm și geanta la o parte. Așa. Și aici avem ghearele. Deci astea sunt ghearele. După cum vedeți, sunt mult mai mari. Cele de la Stihl originale, dacă e să cumperi pereche, sunt și mult mai scumpe, nu știu cauza. Și transportul te ajunge foarte mult din America. Și astea l-am luat din Germania. Le-am modificat, doar gheara exterioară vine modificată, cea mare. Aici pe interior vine luat din ea, polizat cu dremelul sau cu flexul, care nu au dremel. Sunt foarte tari. Materialul este gros. Haideți să vedem cum vine cu ele, să o schimbăm pe cea mică de pe ea. Uitați-vă încă o dată cum vine cu o mică. Haideți să schimbăm. La capacul de la lamă este fain că nu șuruburile nu ies. Rămân aici, nu trebuie să le mai caut. Capacul este foarte mic. Aici gheara interioară este prinsă în două șuruburi. Mulți dintre voi știu chestia asta. Aici trebuie o cheie de 8. Nu pot să desfac cu mâna. Am revenit cu cheia. Primul este scos.
comparație între gheara originală de la Stihl, cea interioară, și pe care o voi monta. Haideți să montăm. Așa arată în prima fază, doar cu gheara interioară. Haideți să montăm și cea exterioară, care a fost puțin modificată. După cum vedeți aici, vine prinsă în două șuruburi. La interior, piulițele au locașul lor, pentru că nu ai cum să ții contra. Poziționăm gheara. Gata, am fixat și gheara exterioară, arată ce frumos arată, hai să vedem cum arată cu capacul pus. Ia uitați. Haideți să-i punem și lama, să vedem dacă are loc în geanta de transport. Lanțul este unul de altă.
Așa, am montat și lama. Așa arată cu lama. Haideți să vedem că intră în geantă. Se pare că a intrat. Și cam asta a fost tot, dragi prieteni. Sper că v-a plăcut. Și până data viitoare, toate cele bune și rămâneți sănătoși. Bye!